Bun găsit! Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Avem o energie de susținere și o să putem face mai multe lucruri decât ne-am propus și am putea începe și proiecte noi chiar. Vom fi atrași de noi provocări privind eventualele cuceriri sau aventuri. Vom fi modești, vom cere mai puțin decât de obicei pentru a ne simți bine și a ne trăi viața. Plictisiți de activitățile cotidiene, orice lucru care va rupe rutina ni se va părea extrem de atrăgător. Cei care nu au o relație amoroasă au șanse mari să-și găsească sufletul pereche. Fiți deschiși, sinceri și acționați rațional, fără impulsivitate. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec. Nativul berbec va dovedi multă prudență. Nu se va grăbi să acționeze, preferând să se gândească mai întâi la situație, să cântărească avantajele și dezavantajele sau doar să tragă de timp, în speranța că toate problemele vor fi rezolvate de la sine. Dragi berbeci, în această zi vă puteți concentra atenția asupra planurilor voastre de viitor. În cazul în care doriți să mergeți pe un drum propriu, să porniți o afacere bazată pe ideile voastre, aveți curaj și nu ascultați gurile rele care vor să încerce să vă tragă înapoi. Sunt șanse mari să dați lovitura. În a doua parte a zilei, nativul berbec va trebui să abordeze câteva probleme complexe ale locuinței, chiar dacă acest demers va fi nevoie să bage mâna adânc în buzunar. Spre seară va fi necesară abordarea chestiunilor financiare sensibile legate de cheltuielile comune ale familiei. Taur. Nativul Taur va avea o zi numai bună pentru a începe o nouă afacere, interesantă și promițătoare. Va avea timp și încredere în colaboratorii săi și va fi gata să găsească soluțiile celor mai dificile și mai plictisitoare sarcini. Va profita de inspirația și creativitatea maximă oferită de contextul astral. Ziua va fi potrivită pentru orice fel de negocieri, iar carisma sa nu va lăsa pe nimeni indiferent, ajutându-l să obțină sprijin neașteptat. Taurii, depuneți mai mult efort în ceea ce privește curățenie în locuința voastră. Dacă ați fost de lăsători în ultima perioadă, acum este momentul să vă schimbați atitudine. Aduceți un plus casei voastre, cumpărați noi decorațiuni sau rearanjați mobila. Dacă v-ați plictisit sau nu vă regăsiți în această încăpere, o schimbare va fi categoric benefică și vă va reîndrăgosti de propria voastră casă. Seara va fi potrivită pentru întâlniri romantice sau pentru un chat cu o persoană dragă. Astrele îl sfătuiesc pe nativul Taur să-și elibereze imaginația. Doar astfel, inițiativa, ideile și sugestiile sale vor fi apreciate. Gemeni. Va fi prea devreme pentru nativul Gemeni ca să pună punctul final în activitățile efectuate în ultimile zile sau pentru a finaliza proiectele la care a lucrat cu entuziasm pe parcursul săptămânii. În viitorul apropiat vor apărea noi oportunități în fața sa. Va exista șansa de a pune în aplicare ideile sale anterioare la un nivel mai înalt. Va trebui să evite neînțelegerile cu cei dragi, deoarece va avea nevoie de asistența lor cât de curând. Gemeni, feriți-vă de cei care nu vă doresc cu adevărat binele și care vă găsesc nod în papură pentru orice. Aveți încredere în forțele proprii și cere sfatul doar familiei, prietenilor foarte apropiați. La serviciu fiți detașat, executați-vă sarcinile în mod exemplar și nu intrați în conflicte, mai ales dacă nu vă privesc. Va fi o zi potrivită pentru actualizarea șifonierului sau decorarea interiorului locuinței. Relaxarea și confortul vor fi importante pentru nativul Gemeni. Fără ele nu va fi capabil să se recupereze și să se pregătească pentru noi provocări. Rac. Nativul Rac va avea o zi ideală pentru relaxare. Ziua trecută a făcut o treabă bună și ziua următoare va trebui să facă ceva similar, așa că își va putea permite să facă acest lucru. Nativii din Rac trebuie să-și urmeze astăzi instinctul. Șansele unei reușite la locul de muncă sunt foarte mari, însă veți întâmpina anumite probleme. Oamenii vor deveni invidioși și vă vor adresa anumite cuvinte nu tocmai plăcute. Evitați orice conflict și concentrați-vă pe ceea ce aveți de făcut. Se anunță o zi extrem de profitabilă. Vechii săi rivali își vor aminti de el, dar acum nu vor reprezenta o amenințare pentru acesta. În plus, printre foștii concurenți, va putea găsi un aliat potențial cu care momentan nu va avea nimic de împărțit și va merita să își unească de eforturile. Nativul Rac va vizita o rudă apropiată sau va fi invitat de un prieten să-l viziteze. Comunicarea informală cu cei dragi în această seară îi va aduce cu adevărat o mare bucurie. Leu.
Nativul leu se va confrunta cu o zi deloc potrivită pentru punerea în aplicare a unor planuri ambițioase sau rezolvarea unor probleme complexe. Totuși, va fi posibil și necesar să restabilească ordinea în activitățile sale cotidiene. Întâlnirile și negocierile vor începe bine, însă obținerea unui consens va deveni imposibilă de îndată ce va înțelege sau pur și simplu va presupune că va fi subestimat. Nativii din leu vor avea parte astăzi de o surpriză uriașă. Poate veni din partea familiei, a prietenilor sau a colegilor. Per total, va fi o zi extrem de încărcată emoțional. Bucurați-vă de toată atenția pe care o primiți și asigurați-vă că dați înapoi măcar o parte din fericirea pe care ați primit-o. Spre seară, ați putea organiza o mică petrecere pentru familie și prieteni foarte apropiați. Fiți totuși atenți la excese. Spre seară, nativul leu va avea posibile pierderi financiare sau cheltuieli neplanificate. Ideal va fi să se abțină de la achiziții, deoarece nu va reuși sub nicio formă să facă alegerile optime. Fecioară. Nativul fecioară va avea o zi minunată. Foarte curând, tendințele pozitive vor câștiga forță, dar deocamdată nu vor ieși în evidență. Prin urmare, nu va trebui să se grăbească să abordeze problemele dificile sau să înceapă implementarea proiectelor sale. Acestea vor necesita nu numai cunoștințe și aptitudini, ci și noroc. Nativii din fecioară au posibilitatea astăzi de a face acele schimbări plănuite de foarte mult timp. Astrele au creat contextul potrivit în care voi puteți începe să vă schimbați viața. Dacă v-ați gândit să vă schimbați locul de muncă, casa, ori efectiv să renunțați la anumite prietenii, acum este momentul să o faceți. Nu prelungiți agonia și acționați. Ați avut timp suficient să vă gândiți la consecințe și la ce se va întâmpla pe viitor. Destinul îl faceți chiar voi. Vor exista neînțelegeri cu partenerii sau colaboratorii, iar managementul situației în ansamblu îi va consuma foarte mult timp nativului fecioară. Relațiile personale vor fi armonioase, în timp ce demersurile romantice nu vor fi excluse către seară. Balanță. Una dintre trăsăturile neplăcute ale acestei zile va fi nevoia de a face eforturi pentru a obține un rezultat care, în final, nu-i va fi necesar nativului balanță, ci al cuiva. În cele din urmă, rezolvând o varietate de probleme, trecând de la un caz la altul sau efectuând unele sarcini complicate, va obține o experiență valoroasă. Astrele susțin că aceasta îi va fi foarte utilă nativului balanță, foarte curând. Balanța trebuie să nu cedeze astăzi în fața unei tentații de a se implica în viața altor persoane. Nu oferiți prea multe sfaturi străinilor, deoarece este posibil să nu aveți povestea completă a problemelor lor. Această situație se aplică și în cazul conflictelor dintre colegi. Recomandarea este să nu vă implicați în astfel de situații. În schimb, concentrează-te în a-ți face munca și a-ți planifica propriul viitor. Dacă sunteți singuri, această după-amiază poate fi un moment bun pentru a lua în considerare o întâlnire amoroasă. În relațiile personale, lucrurile nu vor fi la fel de simple și clare pe cât va dori. Nu va fi deloc inspirat de perspectiva de a petrece seara participând la un eveniment social plictisitor, dar nu va avea încotro. Scorpion. Deși ziua va trece fără dezamăgiri și pierderi serioase, nativul Scorpion va fi totuși forțat să abandoneze anumite planuri, deoarece pur și simplu nu va mai avea suficient timp pentru a realiza tot ce va intenționa. Astrele îi recomandă să evite conflictele cu cei dragi și să dovedească toleranță, precum și dorința de a face concesii. Abilitatea sa de a găsi un limbaj comun cu cei care nu vor ști cu adevărat ce vor va fi foarte utilă pentru nativul Scorpion în această zi. Scorpionul primește azi o susținere importantă din partea prietenilor, familiei și chiar a oamenilor pe care tocmai i-ați întâlnit. Toți vor susține planurile dumneavoastră. Dacă unul dintre oameni vă va cere ajutorul, ar fi înțelept să încercați cel puțin să-i ajutați. Karma pozitivă rezultată din ajutorul dat acestei persoane se va răsfrânge în munca dumneavoastră. În această seară, asigurați-vă că petreceți timp cu oamenii care sunt întotdeauna acolo pentru dumneavoastră atunci când aveți nevoie cel mai mult. În a doua jumătate a zilei, va putea să se simtă mai rău, preferând în acel moment să se abțină de la eforturi suplimentare sau călătorii obositoare. Săgetător. Nativul săgetător va avea o zi favorabilă conceperii unor planuri de viitor, dar va fi prea devreme să înceapă să achiziționeze, deoarece încă nu va înțelege pe deplin cum vor merge lucrurile și nu va fi posibil să ajungă la un acord cu colaboratorii săi. Săgetătorul trebuie să-și păstreze și să-și dozeze corespunzător energia pe tot parcursul zilei, mai ales dacă are foarte mult de muncă. Evitați conversațiile care nu duc nicăieri sau solicitări de la alții pentru a-și rezolva problemele și concentrați-vă doar
pe lista personală de activități. Încercați să evitați să vă asumați riscuri astăzi, în special cele care se referă la finanțe. Prin urmare, astrele îi recomandă să studieze cu calm situația și să dezvolte cu răbdare relațiile cu persoane ale căror ajutor va avea nevoie. Starea nativului săgetător va fi schimbătoare și din acest motiv va fi posibil să nu-și mențină optimismul până seara, deși cei apropiați îl vor îndemna să se distreze cu ei. Capricorn. Marile realizări îl vor ocoli deocamdată pe nativul Capricorn. Momentul oportun va veni cât de curând. Între timp, va trebui să se ocupe de sarcini cotidiene obișnuite, dar relevante. Va fi foarte important să fie atent și chiar meticulos în sarcinile de acasă. Capricornii dețin un talent pe care nu l-au exploatat încă. Acest lucru se va întâmpla în timpul acestei zile. Pe lângă această emoție și o posibilă invitație la un eveniment în acest weekend, ziua trece în liniște. Dacă vrei să schimbi garderoba, astăzi este un moment minunat să experimentezi. Ai putea să schimbi și culoarea părului și să începi să mergi la sală. Astrele îi recomandă nativului Capricorn să-și amintească faptul că banii economisiți vor fi mai buni decât cei cheltuiți. A doua jumătate a zilei va fi potrivită pentru vizitarea unor locuri de recreere și agrement, organizarea de petreceri amuzante sau participarea la diverse evenimente sociale distractive. Vărsător. Nativul vărsător va avea o zi potrivită pentru studierea, recepționarea și analizarea informațiilor noi. Memoria nu-l va înșela, va învăța repede din experiența altora, va profita de opiniile și ideile celorlalți. Vărsătorii își vor petrece mare parte din zi rezolvând problemele care au apărut în ultima perioadă. Nu vei uita însă de activitățile de zi cu zi. Apar persoane noi și interesante, care par să știe ce să spună și care te pot ajuta să treci peste dificultățile zilei. În această după-amiază petreci ceva timp în casă, lângă familie. Dacă nu ești într-o relație, astăzi s-ar putea să-ți întâlnești sufletul pereche. Va fi posibilă soluționarea conflictelor personale, precum și apariția unor noi aliați sau amici. Capacitatea sa de a atrage oameni în activitățile sale îl va ajuta să-și mărească semnificativ veniturile. Astrele îi recomandă să se abțină de la orice călătorie, deoarece vor fi posibile incidente neplăcute. De asemenea, nativul vărsător va trebui să fie deosebit de atent la sănătatea celor dragi. Pești. Nativul Pești va avea o zi plină de provocări. Dacă va reuși să înainteze fără grabă, se va apropia considerabil de obiectiv. Iar dacă va aduna destulă forță sau va face o descoperire decisivă, va avea succes mult mai repede. Prin urmare, nu va trebui să economisească energie. Dacă o va utiliza în această zi, în ziua următoare se vor deschide noi orizonturi în fața sa. Peștii se leapădă de trecut și merg mai departe. Sfatul astrelor este să ieși din zona de confort, să-ți reîmprospătezi garderoba și să ieși cu prietenii în oraș. E vară, lasă-te dus de val și distrează-te. Seara va aduce o surpriză care va schimba în bine cursul vieții tale. Va trebui să-și apere punctul de vedere în discuții aprinse și uneori adversarii săi nu vor folosi metodele cele mai corecte. Seara, nativul Pești va fi invitat la o sindrofie între prieteni, unde va întâlni o persoană de sex opus ce îi va trezi un interes aparte. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!